lider a unui partid politic din opoziție, parcă din opoziție, îmi spunea într-o emisiune televizată că de ce îi dăm atâta importanță lui Plahotniuc. Și eu îi spuneam, cum să nu îi dăm importanță unuia care controlează peste 80% din toată mass media din Republica Moldova. Controlează peste 80% din toate partidele politice din Republica Moldova. Controlează liderii de opinie din Republica Moldova. Cum să nu-i dăm importanță? Cum să nu-i dăm importanță acestui personaj malefic care în 2010 și-a lichidat toți concurenții din business și partenerii? Ca să ajungem în 2015 să nu mai aibă parteneri și concurenți politici. Iar cei care de ună erau concurenții lui politici, astăzi sunt la cheremul lui și slujile lui. Cum să nu-i dăm importanță? Cum să nu-i dăm importanță doar dacă norocul a fost și efortul nostru care a mers și a votat pentru Iohannis nu l-a adus pe Ponta în România la guvernare, președinte, ca acum Plahotniuc să se profileze pe lângă Ponta și să încerce să facă din țara asta un teren de experiment mafiot. Stimații mei prieteni, vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi. Vom vorbi, vom spune cuvinte de ocară în adresa lor. Vom spune cuvinte de dispreț împotriva celor care au deturnat acum cursul european. Și nu vom pronunța cuvinte de ură. Nu vom pronunța cuvinte care ar induce ideea că suntem gata să facem altceva decât să vrem justiție independentă, procurori străini și pe ei la pușcărie. Jos mafia!